să vă dați de păcal jos, dar chiar nu-i a fost o drume. Stimați alegători din cartierul Dancu, mă numesc Constantin Chiram, consilier Partidul Neamul Românesc. Domnule Mestreanu, poate din vezi de undeva, avem copii care nu trebuie să stea acasă, dumneavoastră să teți, profesor, să trebuie să faceți ceva pentru copiii ăștia, în primul rând să le luați măștile, să poată învăța. Implicați-vă, domnule Mistreanu, pentru ce ați fost pregătit. Lăsați politica, are și să o facă. Avem de ajuns oameni pentru politică. Dumneavoastră sunteți profesor, învățați copiii. Învățați copiii. Nu învățați să facă politică copii, învățați copiii, domnule Mistreanu. Pentru asta ați învățat carte, să învățați la rândul dumneavoastră copiii. Nu-i țineți acasă cu măști, domnule Mistreanu. Asta e depinza dumneavoastră. Dragi alegători, cei care aveți copii, nu-i țineți acasă. Trimiteți-i la școală, pentru de asta am făcut școală în Dancu. Să învețe copiii, nu să fie acasă și profesorii să facă politică. Dragii mei alegători, aveți ocazia acum să faceți cea mai mare schimbare după 30 de ani, să dăm deoparte PSD-ul, PNL-ul, USR-ul, Pro-România și cei care atentează la libertatea noastră. Aveți ocazia după 30 de ani să faceți această schimbare, puterea în mâna dumneavoastră. Nu trebuie să faceți altceva, să votați Neamul Românesc, un partid care trebuie să se ocupe și s-a ocupat și până acum s-au implicat și se vor implica și de aici înainte. Votați Neamul Românesc. Doamne ajută!